Cu toții vrem să scăpăm într-un termen scurt de kilogramele acumulate în perioada sărbătorilor de iarnă. O soluție este să mergem în sălile de fitness. După sărbători, în primul rând, ar trebui să fim atenți la încălzire când reluăm antrenamentele, pentru a nu ne accidenta, deoarece venim pe un fond de deshidratare, de expunere la toxine și ar trebui să fim foarte atenți la alimentație, în primul rând. Ce alimentație ar trebui să avem după sărbători? După sărbători aș merge pe o dietă hiperproteică și aș fi foarte atent la prepararea alimentelor. Aș alege un mod de preparare fără prăjeli și fără dulciuri. Dulciurile le-aș înlocui cu fructe și aș merge pe o dietă hiperproteică cu multe fibre. Adică carne slabă, aș alege un pește, de exemplu șalău sau merluciu sau cod, și carne slabă de pui sau de curcan. Antrenamentele fizice diferă. Începătorii trebuie să facă anumite exerciții. În general, orice activitate fizică ajută la procesul ăsta de accelerare a metabolismului, să ne ajute să slăbim, dar trebuie să ținem cont și de istoricul tău sportiv. Dacă ești începător, trebuie să înveți în prima parte să lucrezi foarte bine cu greutatea corpului, după care putem să alternăm tipurile de exerciții. Putem să lucrăm cu greutate extra, cu gantere, haltere și așa mai departe. Putem să îmbinăm și exercițiile cardio, biciclete, alergarea pe bandă și multe altele. Antrenorii recomandă mersul la sală ca pe o activitate permanentă, nu doar când vrem să slăbim. În mare parte e nevoie de motivație, pentru că la noi toate tradițiile se măsoară în calorii și majoritatea persoanelor care vor să înceapă cam de aici este pornirea. Motivație, după care un mic start. Și cât ar trebui să vină la sală? E suficient să vină doar o perioadă? Nu. Nu trebuie confundat stilul de viață cu un mic target de asta. 5 kg, 10 kg. Stilul de viață e un stil de viață, trebuie adoptat și ținut o perioadă destul de lungă. Pentru că nu trebuie să pierdem ceva constant care chiar funcționează și suntem mai sănătoși. În sălile de forță se reîntorc și cei care obișnuiesc tot anul să meargă la antrenamente. Aceștia spun că vor intensifica exercițiile, întrucât de sărbători au cam uitat de regimul alimentar. Am început sala de vară, îmi place foarte mult să mă antrenez și consider că, în afară de stilul de viață sănătos, e bine să fii mai puternici și e un mod de a mă relaxa. De sărbători ai făcut exces alimentar? Am mâncat mai mult, da, dar nu este nimic. Oricum încerc să mă îngraș deocamdată în perioada asta, dar dăm jos la primăvară. Obișnuiesc să vin la sală zilnic pentru sportul pe care îl fac, înțelegeți de asta. Ce sport? MMA, practic. Și acum de sărbători ai mai gustat din preparatele? Un pic de tot recunosc, dar continuăm antrenamentele, ce să facem. Antrenamente mai intense după anul nou? Da, normal. După anul nou trebuie să începem treaba ca lumea. Acum a mai fost un pic lejer așa, dar ne punem cu treaba ca lumea. Specialiștii recomandă mișcarea zilnică. Cei care nu ajung la o sală de fitness sau nu practică vreun sport pot merge pe jos cel puțin o jumătate de oră.